Avem o mare bucurie și anume faptul că pentru prima dată Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou pleacă din cetatea Bucureștilor pentru a ne binecuvânta pe noi creștinii, cei din afara cetății. Și prima protoierie în care vor ajunge Sfintele Moaștere Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou este protoieria Câmpina. Această manifestare sfântă deosebită va avea loc în ziua de luni, 4 martie, între localitățile unde va poposi cinstitul odor. Enumerăm orașul Băicoi, comuna Bănești, municipiul Câmpina, acesta este și traseul pe care vi-l spun eu acum, orașele Breaza și Comarnic, iar apoi cele două mari mănăstiri, Mănăstirea Caraiman, unde de la ora 17 se va oficia taina Sfântului Maslu, și Mănăstirea Sinaia. În ceea ce ne privește pe noi, direct pe noi câmpinenii, în jur de ora 10, 10 și ceva, Sfântul va poposi la parohia Sfântul Nicolae, la biserica din Slobozia, pentru o oră. Acolo ierarhul, delegatul Părintelui Patriarh Daniel, care este preasfințitul Paisie, va face o rugăciune și va lăsa pe credincioșii de acolo să se închine la Sfintele Moaște. Ulterior, de la ora 11:30, Sfântul va poposi la Biserica Sfânta Parascheva, la biserica noastră, tot așa pentru o oră, ca să ne bucurăm de acest dar mare deosebit. Nădăjduim că poposirea Sfântului Dimitrie cel Nou în parohiile noastre, în bisericile noastre, să aducă pace, liniște, sănătate și bucurie în sufletele, în mințile, în viețile și în familiile noastre. Așa să ne ajute Dumnezeu.